dimineața! Mulțumesc că ați venit! Așa cum știți, în urmă cu câteva săptămâni a fost comunicată existența unei diferențe în ceea ce privește raportarea în bazele de date aflate la dispoziția Ministerului Sănătății. În acest sens, s-a constituit o comisie pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19. Mandatul comisiei a fost identificarea regulilor de raportare existente în practica curentă privind decesele prin COVID-19, analiza procesului și a conținutului raportărilor curente din bazele de date actuale privind decesele prin COVID-19, identificarea corespondenței dintre bazele de date actuale privind decesele prin COVID-19 și identificarea potențialelor neconformități, corectarea lor și formularea de recomandări și măsuri de îmbunătățire a procesului de raportare. Atunci când ne referim la cadrul general privind raportarea deceselor, Comisia apreciază că sursa oficială de raportare și clasificare a deceselor pe cauze este certificatul medical constatator al decesului. Trebuie să facem câteva mențiuni la acte care au fost aprobate în cursul anului 2020. Astfel, Organizația Mondială a Sănătății a introdus noi coduri de boală pentru COVID, inclusiv pentru decesele determinate de COVID. Codul U071, deces de COVID-19 cu virus identificat, codul U072, deces de COVID-19 cu virus neidentificat. Coduri care au fost preluate și în sistemul oficial de raportare din România. În ceea ce privește acțiunile instituțiilor din România, în martie 2020 s-au dezvoltat următoarele instrumente pentru profesioniști. Metodologia de supraveghere, afișată pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, care conținea setul minim de date pentru raportarea imediată la DSP a cazului suspect de COVID, inclusiv pentru deces, și schemele de raportare a cazului suspect pentru furnizorii de servicii de sănătate. Pentru a veni în ajutorul direcțiilor de sănătate publică și a unităților sanitare care gestionează pacienți cu COVID, la sfârșitul lunii aprilie 2020 s-au constituit platformele de raportare CoronaForms și alertms.ro. Referiri la aceste platforme au fost prevăzute în ordinul comandantului acțiunii numărul 75.988 și 75.991. Privitor la metodologia de prelucrare și raportare a datelor în cadrul sistemelor informatice, așa cum a fost stabilită prin Ordinul Ministrului Sănătății numărul 1829 din 2020, se face referire la următoarele aspecte. Ministerul Sănătății utilizează aplicația informatică CoronaForms dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Utilizatorii datelor din aplicația informatică CoronaForms sunt Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a Municipiului București, laboratoarele care realizează testarea real-time PCR și testarea prin utilizarea testelor antigenice rapide, precum și unitățile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienți COVID-19. Unitățile spitalicești au obligația raportării imediate a deceselor COVID în baza definiției de caz către direcțiile de sănătate publică. Dacă este să ne referim la istoricul celor două platforme. Platforma CoronaForms a fost implementată în cursul lunii aprilie 2020 și transpune sistemul de supraveghere pentru COVID-19. Ea include raportări caz cu caz, zilnice, individuale, verificabile pe CNP, conform cu prevederile legislative care au fost menționate. Platforma AlertMS este o platformă în care datele sunt de tip agregat, numeric, și conțin mai multe categorii de câmpuri referitoare și la resursele din spital, echipamente sau medicamente, dar și la numărul de pacienți COVID-19.
sursa informațiilor comunicate public privind decesele, adică comunicările zilnice ale grupului de comunicare strategică primite de la CNCCI, este reprezentată de înregistrările din platforma Corona Forms, care conține, așa cum am menționat, decesele caz cu caz. Toate informațiile privind persoanele decedate care au fost comunicate de la nivelul CNCCI au avut la bază exact aceste informații din platforma Corona Forms, validate de CNS-CBT. Și acum trecem la rezultatele analizei comisiei. S-au analizat, așa cum am spus, mai multe surse de informații. Analiza surselor oficiale, așa cum sunt prezentate de comisie, a datelor care au survenit de la Institutul Național de Statistică, cele care centralizează datele din certificatele constatatoare ale decesului, arată următoarele cifre. În anul 2020 s-au înregistrat la nivel național 16.792 de decese cu diagnostic principal COVID-19 cu virus identificat U071 și respectiv 234 de cazuri cu diagnostic principal COVID-19 cu virus neidentificat, U072. De asemenea, s-au înregistrat 3.590 de decese de alte cauze, la care s-a asociat și un diagnostic secundar COVID-19 cu virus identificat, U071, și respectiv 281 de cazuri cu diagnostic secundar COVID-19 cu virus neidentificat, U072. Analiza deceselor pentru codurile U071 și U072 raportate de spitale pe setul minim de date DRG pentru anul 2020. Aceste date sunt raportate de spitale către Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, și arată că pentru anul calendaristic 2020 s-au raportat 26.106 decese, din care 227 cu diagnostic principal COVID-19 și respectiv 25.875 de decese cu diagnostic secundar. Referitor la cele 25.879 decese cu diagnostic secundar COVID, situația se prezintă astfel. 19.698 de decese au diagnostic secundar cu codul U071, deces confirmat COVID, și 6.181 decese au diagnostic secundar U072, deces suspect COVID. Pentru aceeași perioadă, în sistemul de supraveghere Corona Forms s-au înregistrat 16.120 de decese, așa cum am spus, pentru anul calendaristic 2020, iar în alerte mese s-au înregistrat 18.948 de decese. Numărul de decese rezultat după menținerea acelor diagnostice care nu fac referire la cauze acute de deces, precum fracturi, traumatisme, patologii digestive, hernii, infarct miocardic acut, din raportările DRG trimise de spitale, este 18.670. De asemenea, comisia a analizat în profunzime datele provenite de la spitalele care au înregistrat cele mai mari diferențe de raportare între cele două platforme, Corona și Alerte, și au detectat diferențe de până la 500 de cazuri raportate de către un spital între cele două platforme. Comisia a analizat diferențele dintre sistemele de raportare pentru aceste spitale care au înregistrat cele mai mari diferențe și raportează drept cauze, printre altele. Organizarea raportării deceselor variază de la spital la spital. Unele spitale recunosc neraportarea la direcțiile de sănătate publică din diverse cauze, există un nivel de cunoaștere în general redus și unele confuzii ale celor care raportează în ceea ce privește procesul de raportare, în special pentru platforma Alerte MS, și tot Direcția de Sănătate Publică semnalizează întârzieri în raportarea deceselor. În acest sens, comisia
recomandă că este necesar un proces de actualizare a deceselor din CoronaForms. Și acum aștept întrebare. Bună ziua, așa cum am și stabilit, vor fi două întrebări de jurnalist, știți deja regula noastră. Noi am anunțat de fapt un briefing, dar pentru că este o temă foarte importantă și cu siguranță aveți întrebări, puteți să puneți câte două întrebări și începem cu doamna Gabriela Povicalu de UNTV. Avem și un microfon de data aceasta pentru că bună ziua! Vă rog să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, ce deficiențe ar putea avea platforma CoronaForms și ce reproșuri se pot aduce în privința acelor raportări făcute. Sau unde s-a greșit? Nu aș căuta neapărat, din nou, greșeli și vinovați pentru diferențele de raportare, ci m-aș concentra pe o ameliorare a procesului de raportare. Lucru pe care deja am început să-l facem și în acest sens am trimis deja săptămâna aceasta o solicitare către direcțiile de sănătate publică cu recomandarea de a ne transmite clarificări privitoare la metodele de raportare. Cine se face vinovat pentru aceste diferențe de raportări? Pentru că vorbim despre o analiză care a fost deja făcută și mă gândesc că aveți și o concluzie. Nu aș căuta neapărat vinovați pentru aceste diferențe de raportări. Așa cum s-a întâmplat și în alte țări, se recomandă o actualizare a numărului de decese raportate, actualizare care este nevoie să plece de la certificatele medico-legale care au cele mai elocvente date, iar aceste certificate sunt certificatele medicale constatatoare ale deceselor. Și în opinia dumneavoastră, care este diferența? E o completare. Datele au fost prezentate integral pe anul 2020 din toate cele patru tipuri de raportări. Nu am reținut care este diferența, dacă se poate să ne spuneți, dintre decesele preluate, raportate corect și cele care sunt în plus sau datele au fost raportate integral. Ne puteți spune dacă ați văzut în acest raport care sunt județele unde DSP-ul a modificat sau nu a dat cod pentru decesul COVID și care au fost cauzele, care sunt primele județe care au raportat greșit? Întrebarea dumneavoastră pleacă de la prezumția că există județe care au modificat codul de diagnostic. Această prezumție nu este dovedită în acest moment. În acest moment avem doar diferențe între datele care au fost raportate în diferite platforme. Am trimis, așa cum am spus, solicitări către direcțiile de sănătate publică, iar prin compararea acestor date care ne vor surveni de la direcțiile de sănătate publică, vom putea vedea în care dintre județe putem ameliora mai mult procesul. Ca o completare, DSP-urile deja au început renumărarea de acum o săptămână și ceva. Eu am vorbit cu foarte multe DSP-uri și au zis că au găsit diferențe. De exemplu, la Iași, 100 de decese de anul trecut nu aveau clar diagnosticul. Ce s-a întâmplat acolo? Adică, așa cum spune și Comisia în raportul ei, aceste diferențe există. Și așa cum spune și Comisia în concluziile formulate, aceste diferențe au la bază birocrația și diferite tipuri de raportare utilizate de spitale. Cum se va face raportarea de acum încolo după ce ați găsit aceste neconcordanțe, să le spunem? A doua întrebare, gata. Marea rugăminte de a pune două întrebări. Sala este foarte mică, noi suntem foarte mulți aici, spațiul nu este propice, chiar dacă noi suntem cu toții vaccinați, am înțeles. Bună ziua, Dorian Necula, Cuinius România. Doamna ministru, aș dori să vă întreb în ce perioada anului s-au înregistrat aceste raportări deficitare. Dacă vorbim de perioada de noiembrie-decembrie, în perioada în care guvernul a organizat alegeri parlamentare, ne puteți spune dacă aceste deficiențe sunt în această perioadă?
Întrebarea dumneavoastră pleacă de la prezumția că sunt raportări deficitare. În acest moment există diferențe între datele raportate între diverse baze de date care au colectat, numărul de decese. Orice încercare de a politiza evoluția pandemiei, cred că va scădea încrederea populației în modul în care ea a fost gestionată. Așa că aș prefera să nu facem nicio legătură politică între numărul de decese și necazul și nenorocirea acestor oameni și orice context politic. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Aceste diferențe de raportare există în și în perioada noiembrie-decembrie? Diferențele de raportare au existat și există de la începutul pandemiei până în acest moment. Eu aș dori să vă întreb cum se va face raportarea corectă. A fost o completare la prima întrebare. Cum se va face raportarea corectă după acest raport primit de dumneavoastră astăzi? Cred că trebuie să acceptăm faptul că există două surse de date. Sursele de date provenite din certificatele medico-legale, și anume certificatele constatatoare ale decesului, dar că aceste date ne vor fi furnizate cu o oarecare întârziere necesară pentru prelucrarea corectă a acestor date, și sursele de date care ne dau o privire în timp real a numărului de decese. Această privire în timp real va trebui permanent actualizată cu sursele oficiale și anume acele din certificatele medico-legale. Fulvia Bogaciu, Metropola TV. Această diferență de cifre poate să fie din cauza că pacientul care intră cu COVID în spital este mutat pe altă secție. Peste două săptămâni testul este negativ. El este declarat mort de COVID sau cu afecțiuni pulmonare, de exemplu? Așa cum am spus, din raportarea INSP au fost analizate din datele DRG transmise și acele decese pentru care cauza decesului a fost una acută. Infarct miocardic acut, hemoragii digestive superioare, fracturi în principiu. Și aceste decese cel mai probabil nu sunt cauzate de COVID. Și da, există posibilitatea ca această interpretare și includere a pacienților care au murit de alte cauze, dar au avut înregistrat o analiză COVID pozitivă, să fi fost raportate ca decese COVID. Domnul Tolontan și-a exprimat dorința. Ne cerem scuze pentru sală. Mulțumim. Bună ziua, doamna ministru. A spus adinaur că datele au fost complet raportate. Către cine? Către populație? Din cifrele pe care le-ați prezentat, rezultă că nu. Ați spus de asemenea că, vă citez, datele care sunt relevante sunt cele din certificatele medicale de constatare a decesului, constatatoare. Adunând cifrele pe care dumneavoastră le-ați prezentat astăzi, rezultă că pe 2020, pe certificate, cu cauze secundare și cauze principale, sunt aproape 21.000 de cazuri. Populația a știut despre 15.841 de cazuri pe 2020. Asta înseamnă o diferență de puțin peste 5.000. Care e întrebarea? Păi întrebarea e cum au fost raportate. Așa cum am spus în complet raport, către populație, câte vreme o diferență de 5.000. Datele care au fost raportate sunt cele din Corona Forms. Sunt datele care au evaluat evoluția zilnică a pandemiei, atât în ceea ce privește numărul de cazuri, cât și numărul de decese. În acest moment, eu v-am comunicat toate datele care au fost transmise Comisiei din toate bazele de date. Și le-am comunicat public și acest lucru voi continua să-l fac de acum înainte. Să înțelegem că acum au fost complet raportate. În acest moment. În acest moment. Afirmația dumneavoastră că au fost complet raportate se referă la acest moment, la declarația pe care ați făcut-o astăzi. Comunicările, nu-mi puneți în gură cuvinte pe care nu le spun. Comunicările zilnice care au fost transmise populației sunt cele din Corona Forms. Care adunate... Care au survenit... Așa. Comunicările care ne-au fost transmise de către Comisia de Analiză sunt din alte baze de date care nu pot fi comunicate zilnic
pentru că necesită analize suplimentare. Astfel sunt bazele de la Institutul Național de Statistică, care ne survin cu o întârziere de aproximativ 45 de zile, și datele raportate de spitale, care, în general, sunt transmise către INSP și către Școala Națională și către Casa Națională de Asigurări, cu o frecvență lunară. Bun, dar ca să înțelegem noi și oamenii împreună cu noi, datele de la INS, de la statistică, sunt datele care conțin ceea ce dumneavoastră ați numit cele mai relevante informații, cele din certificatele medicale, am înțeles corect, da? Da. Și aceste date cumulate arată că în 2020, în România, medicii au considerat că au murit de COVID, cu cauze principale, respectiv secundare, 21.000 de oameni, aproximativ. Dintre acești oameni, noi, populația, a știut din Corona Forms, dacă am înțeles corect, da? Da. La sfârșitul aceluiași an 2020, că au murit 15.841 de oameni. Diferența este de 5.000 de oameni. Trebuie să specificăm din nou. Dumneavoastră ați dat o sumă din datele de la INS care specifică diagnostic principal COVID și diagnostic secundar COVID. Da, am și spus asta. Datele da. Din Corona Forms fac referire clar la pacienții care au decedat conform raportărilor direcțiilor de sănătate publică validate de către CNSCBT de COVID. Datele care sunt furnizate în timp real nu pot să aibă același grad de acuratețe precum datele din certificatele medico-legale și anume certificatele constatatoare ale decesului. Astăzi am comunicat toate aceste date în dorința de a fi transparentă și de a informa corect populația. Așa cum și în alte țări s-a întâmplat, este și va fi în continuare nevoie de o reanaliză a numărului de decese pe baza acestor certificate medicale constatatoare ale decesului. Bun. Ultima întrebare este acest procent de 25%, diferență, aproximativ 25%. Dumneavoastră, ca medic și ca responsabil de sănătate publică, cum îl considerați? Dumneavoastră ați calculat o diferență de 25% între suma din decesele cu diagnostic principal COVID și diagnostic secundar COVID și datele raportate în timp real în Corona Forms. Așa cum am spus, este și va fi nevoie de o comunicare transparentă a tuturor acestor date. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua, doamna ministru, aș vrea să vă întreb dacă acest raport va fi făcut public în integralitate, dacă vom vedea integral acest raport sau doar aceste concluzii prezentate în conferința de presă de astăzi. Nu am prezentat concluzii în conferința de presă, am prezentat datele agregate din toate cele 4 baze de date care au fost analizate. Dar documentul, raportul pe care l-ați avut dumneavoastră pe masă, va fi făcut public sau nu? Și dacă acesta nu, este care raportul este motivul? Și numai din raport am citat și datele toate au fost prezentate în mod agregat în această conferință de presă. Și răspunsul l-am dat. Nu l-ați dat. Ați spus doar că ați citat Alina. Da. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, spuneați că în acest raport se fac niște recomandări privind modul în care vor trebui raportate de acum încolo și cum vor trebui corelate aceste baze de date. Întrebarea mea este dacă dumneavoastră, pentru că ați vorbit despre probleme birocratice, ați vorbit într-o declarație anterioară de ieri și despre erori umane, întrebarea mea este dacă dumneavoastră credeți că după acest moment, după apariția acestui raport, această problemă se va rezolva și datele și dacă vom mai avea această problemă sau nu în continuare, pentru că pandemia nu se termină aici. În această săptămână am avut discuții atât cu reprezentanții Institutului Național de Statistică, cât și cei ai Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar, a Institutului Național de Sănătate Publică și cu Direcțiile de Sănătate Publică. Aceste discuții au avut rolul de a înțelege procesele prin care această raportare se face.
Scopul este ca aceste procese să fie ameliorate, astfel încât diferența dintre raportarea în timp real din Corona Forms și comunicată zilnic populației și raportarea periodică, dar cu o frecvență mai mică, a datelor care survin din alte surse, Institutul Național de Statistică și spitale, să fie cât mai aproape de o corelare. Bună ziua, Cristina Ștefan, Antena 3. Spuneați dumneavoastră că nu o să aflăm niciodată câte persoane au murit de COVID-19, însă spuneați acum despre transparență și cât mai multă comunicare. Când mai exact o să aflăm sau dacă vom afla vreodată câte persoane au murit de COVID-19? Referitor la timp, cred că este important să avem datele cât mai aproape de o valoare corectă, nu neapărat cât mai repede. Referitor la gradul de acuratețe cu care putem avea numărul de decese, această afirmație provine de la realitatea din teren. Iar realitatea din teren ne spune că există decese, probabil de COVID-19, care nu au fost testate, diagnosticate și încadrate ca atare. Asta înseamnă că nu o să aflăm niciodată, din câte spuneți dumneavoastră, nu? Concluzia și afirmația a provenit de la realitatea din teren. Realitatea din teren spune că există decese la domiciliu sau în centrele rezidențiale care au provenit în urma contractării infecției COVID pentru că a existat un contact cu o persoană COVID pozitivă, dar persoana care a decedat nu a fost testată, diagnosticată și raportată. Tot realitatea din teren de această dată de la nivelul spitalelor ne spune că au existat decese de cauze acute, precum infarctul miocardic acut, traumatisme, hemoragii digestive superioare, la pacienți care au fost diagnosticați cu COVID. Aceasta a fost sursa afirmațiilor mele. Și a doua întrebare, vă rog, dacă ne puteți spune câte spitale exclusiv COVID-19 avem în acest moment în toată țara? În acest moment nu avem spitale, nu avem doar spitale exclusiv COVID-19. Din acest motiv am și modificat în urmă cu câteva luni ordinul care reglementa modul în care pacienții sunt internați și tratați în spitale, tocmai pentru a încuraja spitalele să-și dezvolte și circuite COVID-19 și circuite pentru pacienți non-COVID. Am accelerat acest proces în această săptămână pentru că ne așteptăm și suntem, de fapt, pe o pantă descendentă a pandemiei, iar scopul nostru este ca în aceste luni de relaxare și de reducere a presiunii pe sistemul sanitar să putem primi, diagnostica și trata cât mai mult pacienți care nu suferă de COVID-19. Deci cele care sunt, mă iertați, cele care sunt acum exclusiv COVID, asta înseamnă că, practic, se vor transforma în spitale mixte, de fapt. Că în momentul de față mai sunt spitale exclusiv COVID, de asta încerc să înțeleg. Așa cum am spus și referitor la ordinul de care am discutat și de acțiunile pe care le-am întreprins, încurajăm spitalele să-și dezvolte circuite COVID-19 și circuite pentru pacienți non-COVID, pentru a avea o flexibilitate și a acționa cât mai repede în sensul creșterii accesului pacienților cu afecțiuni non-COVID la servicii medicale. Carla Tănăsie Dugui, rugămintea de a vă face o întrebări și tema de astăzi. Bună ziua! La raportarea de ieri știm că numărul total a fost de 29.233 de decese de când a început pandemia. Și aș vrea să ne spuneți dacă aceste date raportate zilnic de grupul de comunicare strategică sunt cele reale, sunt aproape de realitate, care este diferența? Am înțeles că există o diferență între alerte.ms și CoronaForms, dar că datele oficiale provin din CoronaForms. Vor fi renumărate decesele și vom putea vedea o modificare a numărului de decese inclusiv din această sursă oficială CoronaForms? Vă rog să reformulați întrebarea așa încât să fie două întrebări. Vom vedea schimbări, rectificări în privința numărului de decese și în CoronaForms, sursa oficială din care a comunicat grupul de comunicare strategică?
având în vedere că ați spus că aici datele sunt mult mai clare față de alerte.ms, având în vedere că decesele sunt raportate după CNP-uri. Așa cum s-a întâmplat și în celelalte țări și așa cum și credința mea este că este normal să se întâmple, pe măsură ce ne survin date cu un grad mai mare de exactitate, precum sunt aceste date raportate de Institutul Național de Statistică pe baza certificatelor medicale constatatoare ale decesului, este nevoie ca și în aceste platforme care fac o raportare mai degrabă zilnică să actualizăm numărul de decese în funcție de cele din sursele oficiale. Dar aveți o idee care este diferența dintre ce are INS, de exemplu, și ce este în Corona Forms? Toate datele care fac referire la anul 2020 v-au fost prezentate în acest raport. Și mai am o singură întrebare. Spuneți-mi dacă veți menține această platformă alerte.ms, având în vedere toate aceste erori de raportare. Adică este de folos? Vom menține sistemele de raportare care s-au dovedit cele mai eficiente și cu cel mai mic risc de a fi supuse erorilor. Adică nu veți menține alerte.ms? Încă analizăm sistemele de raportare, așa cum am spus, am transmis și acum solicitări de clarificare către direcțiile de sănătate publică. Mulțumesc. Dacă ne puteți spune, e o întrebare pe care am adresat-o de mai multe ori ministerului, câte din decesele raportate de spitale au fost invalidate la nivel de DSP? Bănesc că în raport aveți și informația asta. Câte dintre decesele raportate de spitale către DSP-uri au fost invalidate și ulterior netrecute în Corona Forms? În raportarea comisiei nu există acest număr. Ok. Spuneați-mi... Am solicitat DSP-urilor clarificare. Spuneați mai devreme că există o întârziere de 45 de zile pentru certificatele medico-legale, care ar fi sursa cea mai bună pentru numărul de decese. A trecut mai mult de un an de la începutul pandemiei. De ce nu s-a făcut sau de ce nu se poate face mai în timp real totuși această aliniere a datelor? Pentru că, ok, 45 de zile, dar măcar la două luni s-ar putea face o corelare între ele și dacă aveți de gând să lămuriți asta într-un fel, astfel încât să nu ne mai trezim cu diferențe de 5.000 de decese sau mai mult de atât. Există această întârziere la datele de la Institutul Național de Statistică. Din acest motiv și din altele am avut discuții cu reprezentanții Institutului Național de Statistică și împreună vom căuta cele mai bune metode pentru ca aceste date să fie corecte și raportate cât de rapid se poate. Da, și eu consider oportună actualizarea datelor raportate în Corona Forms periodic cu datele care survin de la Institutul Național de Statistică. Da, și în ultimul rând, întrebarea pe care a pus-o și colega mea legată de publicarea raportului. Înțeleg că nu se va publica și dacă așa e, de ce nu, totuși? Asta este o afirmație. Răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este că datele agregate care mi-au fost transmise de comisie în acest raport au fost furnizate integral astăzi. Îmi cer scuze, am răspuns cu da sau nu. Se va publica sau nu raportul? Datele agregate care mi-au fost transmise de comisie în acest raport au fost comunicate integral astăzi. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări... Mai am eu o întrebare, vă rog. Bun. Mai puteți să ne spuneți, vă rog, dacă s-a constatat o creștere, o diferență a numărului de raportări foarte mare în vârful pandemiei? Adică are legătură faptul că a fost nevoie de foarte mult personal în acele luni de vârf de pandemie și să fie legat acest lucru cu diferențele de raportări, faptul că spitalele n-au mai raportat așa cum trebuie din acest motiv? În acest raport, comisia nu a făcut referire la acest lucru, dar din raportul preliminar care mi-a fost transmis și care a fost defalcat pe luni și din ce vedem la nivel de evoluție lunară și concordant cu datele care s-au publicat și în alte țări, da, diferențele sunt mai mari între sistemele de raportare Corona Forms și AlertMS în vârfurile pandemice. Dacă ne puteți spune, Sorina Ionaș, ProTV,
dacă ați făcut și o analiză defalcată pe luni, pentru că dumneavoastră ați făcut referire la un număr total pe 2020 la nivelul deceselor raportate în cele patru platforme, să spunem, dacă ați făcut o analiză și la nivelul fiecărei luni, în primul rând. Comisia a făcut analiza, eu v-am comunicat rezultatele comisiei, iar da, comisia a făcut și a avut la dispoziție și datele defalcate lunar din diverse sisteme. Se observă în acele date lunare o diferență de trend. Dacă în prima jumătate a anului, de exemplu, erau raportate de către INSP mai puține decese, în a doua jumătate a anului situația s-a inversat. De ce pot apărea inclusiv diferențe nu doar numerice între platforme, ci inclusiv de pondere, să spunem, între cele două platforme? Trebuie să fiți mai specifică un pic. Ce diferență? Există un trend prin care putem spune că INSP a raportat mai multe sau mai puține decese față de CoronaForms? Asta era una. Și dacă da, dacă s-a menținut la nivelul întregului an sau au fost diferențe pe luni? INS și CoronaForms. De la INS nu am primit datele lunare, cel puțin nu în acest raport, am primit doar datele agregate. Probabil că INS-ul are și datele lunare și, din nou, și probabil că și comisia are și datele lunare. Nu ați cerut datele lunare? Comisia este cea care a făcut raportul și care ne-a pus la dispoziție datele agregate. Eu mai am informații din bazele de date, alerte și corona, care sunt la dispoziția Ministerului Sănătății. În bazele de date pe care Ministerul Sănătății le poate consulta, alerte și corona, diferențe între numerele raportate au existat de-a lungul întregului an 2020 și a primelor luni din 2021. Aceste diferențe s-au accentuat în lunile de vârf pandemic, așa cum am răspuns și înainte. Nu ați cerut și... Aveți cumva o cifră acestor diferențe? Pentru că, înțelegem, există diferențe între cele două platforme, dar avem o cifră a numărului de decese care diferă în această raportare, adică știm dacă sunt, spre exemplu, 100-200 de decese, adică să avem ceva sigur. Pentru că înțelegem că există diferențe, dar nu știm exact o cifră. V-am comunicat diferențele de cifre la finalul anului 2020 între alerte mese și CoronaForms. Întrebarea mai era... Și există o diferență, de aceea am făcut analiză. De ce nu ați cerut defalcat pe luni de la INS? Pentru că până și cei din presă au făcut o solicitare și au primit aceste date. Am cerut celor de la INSP și microdate, de la INS și microdatele, și le voi transmite comisiei pentru reanaliză. Din acele date, asta vă spuneam, reiese că în prima jumătate a anului trecut au fost raportate mai multe decese. În a doua jumătate a anului trecut au fost raportate mai puține decese de către grupul de comunicare strategică. De ce vedem acest trend inversat pe parcursul unui an? Adică diferențele sunt în sens invers. Cred că numărul de decese raportat merge în paralel cu evoluția pandemică și a fost raportat în funcție de incidența, mă rog, a depins evident și de evoluția pandemiei. Vă ascult. Aș vrea să ne spuneți cine a făcut parte, dacă puteți să ne spuneți, cine a făcut parte din această comisie și cine a analizat datele din cele patru baze de date și dacă de data asta putem fi siguri că ele au fost corelate corect. Din comisie, așa cum a fost constituită prin ordin al ministrului, au făcut parte reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică, reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgență și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și au beneficiat de asistența tehnică ai reprezentanților STS-ului. Și a doua întrebare, în condițiile în care ne-ați spus și dumneavoastră acum că sunt diferențe în raportarea deceselor, putem fi siguri că toate celelalte raportări care s-au făcut în ultimele 14 luni sunt corecte, pentru că în funcție de aceste raportări s-au împărțit teste, s-au impus anumite restricții și s-au luat mai multe decizii?
Corona Forms este baza de date care înregistrează numărul de teste, tipul testului și faptul dacă acest test este pozitiv sau negativ, calculând astfel incidența. Raportarea testelor este obligatorie de către toate unitățile sanitare care furnizează și care realizează astfel de teste, iar de când am venit la Ministerul Sănătății, ne-am asigurat că punem la dispoziția unităților sanitare facilități prin care să facem această raportare cât mai ușoară. O să l-ascult pe domnul. Imediat. Cezara Marie pentru puterea.ro. Am o rugăminte. În primul rând, dacă există o procedură de raportare agreată la nivel internațional sau recomandată de organisme internaționale? Sau procedura de raportare în cazul României a făcut-o o instituție? Procedurile de raportare făcute la solicitarea comandantului acțiunii și legiferate prin ordinul 1829 din 27, mă rog, actualizat din 2020, sunt cele care reglementează raportarea la nivel național. Voi întreba Institutul Național de Sănătate Publică dacă acest proces de raportare de la noi din țară este concordant cu cele care se utilizează la nivel internațional. Dar nu știți dacă există niște recomandări internaționale? Voi întreba specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică, care sunt cei care analizează aceste date, și mă voi asigura, pe cât posibil, că procedurile de la noi din țară sunt concordante cu cele recomandate la nivel internațional. Întrebarea era dacă știți, nu dacă veți întreba. Cred că răspunsul se subînțelege. Simona Vanta, TVR. Ce se întâmplă, doamna ministru, cu spitalele suportă COVID acum că rata de incidență a scăzut? De exemplu, la Colentina am înțeles că din 300 de locuri mai sunt doar 59 de pacienți cu COVID internați. Exact asta vă spuneam. Prin ordinul Ministrului Sănătății, publicat în urmă cu câteva luni, noi am oferit cadrul legal pentru spitalele care internează și tratează pacienți COVID pentru a le asigura acestora flexibilitatea de a-și adapta circuitele și numărul de paturi cu numărul de pacienți care li se adresează. În plus față de a oferi cadrul legal, în această săptămână am trimis de la nivelul Direcției de Asistență Medicală solicitări către managerii tuturor spitalelor care tratează pacienți COVID pentru a afla care este intenția lor, dar și nevoia de asistență din partea direcțiilor de sănătate publică pentru a se conforma cât mai rapid la nevoia de a accepta pacienți non-COVID. Și în legătură cu situația copiilor care au complicații post-COVID, ne puteți da niște date? Cât de grave sunt complicațiile? Va trebui să întreb comisiile de specialitate pentru a veni cu aceste date. Alexandra Nistorescu, Realitatea, aș vrea să ne spuneți dacă veți merge luni în Parlament să prezentați acest raport al Comisiei. Cred că această solicitare a Parlamentului este binevenită, este un act de transparență și de responsabilitate, acela de a prezenta datele pe care vi le-am furnizat și dumneavoastră în fața celor aleși. Dar de asemenea este un act de responsabilitate a celor aleși să nu politizeze niciun aspect al evoluției pandemiei. Deci să înțelegem că veți merge să prezentați raportul. Voi merge. Și aș vrea să ne spuneți dacă se poate, dacă acum această comisie care a făcut acest raport va monitoriza aceste raportări care se fac în cele două platforme, ca să vedem dacă vor exista diferențe și pe parcurs. Din atribuțiile comisiei fac parte niște atribuții punctuale legate de analiza diferențelor de raportare. Dar putem să le cerem și putem să cerem comisiei și o componentă de monitorizare. Și cred că e binevenit.
Bună ziua, Laurențiu Rădulescu, Antena 1. Spuneați la un moment dat, doamna ministru, de faptul că spitalele, în ceea ce privește raportarea spitalelor, au avut diferite motive pe care vi le-au comunicat, pentru care nu au raportat corect. Dacă ne puteți spune câteva dintre ele. Și a doua întrebare este, dacă în urma raportului primit, bănuiți că a existat și rea credință în această raportare. Mulțumesc. Din raportul comisiei și din interogările pe care comisia le-a făcut principalelor spitale care au avut diferențe semnificative între raportările în AlertMS și în CoronaForms, rezultă că o parte din motivele evocate de spitale și de direcțiile de sănătate publică, așa cum am prezentat anterior, sunt: organizarea raportării deceselor variază de la spital la spital. Unele spitale recunosc neraportarea la direcțiile de sănătate publice. Există un nivel de cunoaștere în general redus și unele confuzii ale celor care raportează în ceea ce privește modul de raportare. Și există întârzieri în raportarea deceselor. În acest sens, pentru a evalua unde și când sunt cele mai mari probleme, am trimis solicitare de clarificări către direcțiile de sănătate publică, dar și pentru a ameliora procesul de raportare, am avut aceste consultări inițiale cu reprezentanții Școlii Naționale de Sănătate Publică, Institutului Național de Sănătate Publică și Institutului Național de Statistică, pentru a vedea cum putem împreună demara redactarea unor proceduri simplificate pentru a ameliora procesul de raportare. Și la a doua întrebare, dacă puteți răspunde, vă rog. Reamintiți. Dacă a existat, dacă în urma raportului a rezultat sau sunt cazuri și de rea credință în raportarea greșită? Sau dacă aveți astfel de suspiciuni? Refuz să emit speculații. Să aveți un raport, doamne, nu e vorba de speculații, e vorba eventual de... În raport nu sunt precizate aspecte care fac referire la o posibilă reacredință a celor care au raportat. Mulțumesc. Cred că e suficient. Cristi Matei, cu Sănătatea TV. Spuneați puțin mai devreme despre faptul că există diferențe de până la 500 de cazuri raportate de către un spital între cele două platforme. Este acest raport al comisiei pe care l-ați prezentat astăzi un moment zero de la care nu vom mai vedea astfel de diferențe sau ce se va întâmpla exact după acest raport al comisiei? Și a doua întrebare, vorbeați puțin mai devreme între motivele enumerate pentru aceste diferențe de raportări și despre confuzii. Cum vor fi aceste confuzii clarificate astfel încât ele să fie raportate corect? Voi răspunde la ambele întrebări. Aceasta și este intenția noastră și aceasta este și scopul consultărilor pe care le-am avut cu diferiți actori care sunt implicați în colectarea și agregarea și interpretarea datelor. De a crea proceduri simplificate, de a le comunica eficient și a le transmite spitalelor, astfel încât riscul de confuzii și de raportări inexacte să fie redus cât mai mult. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu pentru întrebare. De ce să mă opus? Sper că data viitoare să fie și ziua microfonului.